Aici, în vechea, bogata cetate din țara Bârsei, marele boier meditează la pricinile adânci ce au răsculat țara, observă cu un ochi scrutător stările de aici și în cele din urmă socotește că cel dintâi pas ce trebuie făcut în schimbarea relei stări de acasă este răspândirea binefacerilor și luminilor învățăturii de către toți oamenii de bine și de către toți cei învățați constituiți în societăți culturale. În opera de administrare a principatelor, generalul Kiselev și-a ales drept colaborator elementele cele mai instruite ale tinerei generații. Ion Câmpineanu, Alexandru Ghica, Gheorghe Bibescu, Mihai Sturza, la care a asociat boieri mai vârstnici, dar cu inima deschisă la ideile noitoare, Iordache și Dinicu Golescu. În august 1829 se numără printre membrii obștești adunări și documentul acesta poartă și semnătura sa. Fire superioară și nobilă, care prin educație și trăsături sufletești știe să depășească condiția sa de boier legat de o politică anume și de interese de clasă bine precizate, el înțelege că ridicarea țării din reaua stare în care se află cere sacrificii și trudă și nu mai suferă amânare. Birnicul țării românești, care locuiește într-acel bogat și frumos pământ, este într-o sărăcie și ticăloșie atât de mare, încât un străin este peste putință să creează această proastă stare. Pentru dare de bani, frații noștri țărani au fost spânzurați cu capul în jos și alții iarăși închiși în coșare de vite, unde le-au dat fum și alte multe asemenea pedepsi. Într-o epocă în care boierimea era orientalizată, Dinicu Golescu reprezintă boierimea liberală, pătrunsă de idei luministe. Împreună cu fratele său, Iordache, și marele boier Iancu Văcărescu, el predică luminarea poporului și adoptarea de măsuri politice reformatoare. În ogorul sărac al faptelor de cultură, încolțeau firele ce aveau să poarte boabele primelor recolte ale spiritualității românești. O mișcare mai largă preconiza reunirea boierilor progresiști și a intelectualilor cu vederi largi în societăți culturale ce se dedică luminării celor de jos. Dintr-un îndemn ca acesta, înființează Dinicu Golescu cu ajutorul lui Eliad, în 1827, Societatea Literară. Ea își găsise adăpost în chiar casele sale de pe podul Mogoșoaiei, devenite mai târziu Palat Domnesc. Și e meritul său de a se fi înscris în programul societății întemeierea unui teatru românesc. Un vis ce avea să se împlinească abia peste jumătate de veac. Un an mai înainte, în 1826, redeschisese pe baze mai largi școala din Golești, care este, după spusele sale, o școală slobodă, obștească, unde pot merge fiii nobleții, ai norodului și măcar și robi, pământeni și străini, pentru a învăța limba română, nemțește, grecește, latinește și italienește. Învățământul gratuit e predat de dascăl precum Aaron Florian, venit din Transilvania. Pentru nevoile acestei școli, precum și pentru împlinirea operei de luminare a tuturor celor însetați de lumina cărții, el traduce mai cu seamă din grecește.
elementuri de filozofie morală după neofit Vanva. Adunare de pilde bisericești și filozofești. Starea Valahiei și a Moldovei după Sandel. Până către 50 de ani, Dinicu Golescu arată a fi fost un boier ca toți boierii, smerit în fața mărimilor, stând în slujbe și luând bani de la cei nevoiași ca toți cei de seama și igemoniconul său, ce-și duceau viața trândavă în fastoase decoruri orientale. Oh, cum îmi aduc aminte și cum sunt silit să mă spovedesc, căci eu nu numai nu am făcut niciun bine cât de mic patrii spre mulțumire, căci au hrănit, au îmbogățit, au cinstit părinții mei moși și strămoși, ci de la cea din tâi dregătorie până la cea din urmă n-am contenit luând luări neprăvilnicite de la acest norod care nu-și are nici hrana din toate zilele.